Cu câțiva ani în urmă, când NASA a observat o lumină slabă în spațiul cosmic, aceasta s-a dovedit a fi o veste uriașă. Toată lumea vorbea despre acest lucru și nimeni nu știa cu adevărat ce înseamnă această atenuare în spațiul cosmic. Ea venea de la o stea uriașă, ceea ce era de fapt foarte alarmant. Unii oameni au considerat chiar că este opera unor extraterestri și au spus că această întunecare este a navei lor spațiale. Cu toate acestea, speculații au fost puse pe tapet atunci când NASA a anunțat în cele din urmă că întunecarea a fost cauzată de o explozie Betelgeuse. Dar există mai mult în această poveste. Așa că asigurați-vă că urmăriți acest videoclip până la final pentru a afla totul. În primă fază, haideți să vorbim despre steaua Betelgeuse. Betelgeuse, numită și Alpha Orionis, este a doua stea ca strălucire din constelația Orion. Este o stea variabilă semi-regulată, localizată la 640 de ani lumină depărtare de Pământ. Deși conform descrierii Bayer, este cotată ca Alpha, ea nu este la fel de strălucitoare ca și steaua Rigel, numită și Beta Orionis. Steaua face parte din triunghiul de iarnă. Până la sfârșitul lui decembrie 2019, a fost a doua stea ca strălucire de pe bolta cerească. La sfârșitul lui decembrie 2019, este a 33-a stea cea mai strălucitoare de pe bolta cerească. Au apărut și speculații că Betelgeuse ar putea fi pe punctul de a deveni o supernovă. Deși astronomii au remarcat acest lucru, nu este de așteptat să se producă decât peste aproximativ 100.000 de ani. Betelgeuse este o supergigantă roșie. Este una dintre cele mai mari cunoscute. Dacă ar fi plasată în centrul sistemului nostru solar, suprafața sa externă s-ar extinde până undeva între orbitele lui Marte și Jupiter. Este posibil ca Betelgeuse să exploteze într-o supernovă. Acesta ar fi probabil cel mai spectaculos fenomen astronomic de acest tip și ar lumina cerul nopții mai puternic decât o lună plină. Având în vedere mărimea și vârsta sa de 8,5 milioane de ani, vârstă avansată pentru clasa sa, steaua ar putea exploda în următorii mii de ani. Deoarece axa sa de rotație nu este orientată spre Pământ, supernova nu va provoca explozii de raze gamma suficient de mare în direcția Pământului pentru a afecta ecosistemul. Masa lui Betelgeuse este suficient de mare pentru a lăsa în urma sa o stea neutronică sau eventual o gaură neagră. Atunci când a fost observată pentru prima dată întunecarea în spațiul cosmic, lucrurile au luat-o puțin razna. Dar datorită cercetărilor lui Hubble, am descoperit în sfârșit motivul acestei întunecări fără precedent a stelei Betelgeuse. Primul lucru pe care trebuie să-l știți despre steaua Betelgeuse este că este o stea roșie uriașă, extrem de fierbinte și care de asemenea s-a umflat în timp. Principalul motiv pentru cercetarea constantă a dimensiunii acestei stele îl reprezintă reacțiile de fuziune nucleară care au loc în miezul său. Întunecarea stelei Betelgeuse a fost de fapt o problemă atât de mare, deoarece a devenit vizibilă cu ochiul liber destul de repede, iar adepții teoriei conspirației au început să facă speculații. A devenit atât de vizibilă deoarece până în 2020, steaua și-a pierdut de fapt cea mai mare parte din luminozitate și a devenit din ce în ce mai întunecată. Astronomii au venit cu o mulțime de teorii pentru a explica această întunecare bruscă, precum că această întunecare este cauzată de o pată întunecată pe stea, sau este o pată la suprafață. Cu toate acestea, observațiile Hubble au clarificat puțin lucrurile pentru oameni de știință. Hubble a petrecut luni întregi observând Betelgeuse și a observat chiar și întunecarea stelei. Această observație a deschis calea pentru a înțelege ce anume se întâmplă în jurul stelei. Hubble a văzut în mod clar semne de material dens în atmosfera stelei, iar acest material avea și particule de praf. Ei au văzut și o anumită mișcare, motiv pentru care au reușit în cele din urmă să spun ce era cu adevărat. Conform datelor colectate de telescopul Hubble, această întunecare a fost cauzată de materialul extrem de fierbinte care a fost eliberat în spațiu de această stea gigantică. Acest material s-a transformat într-un nor de praf în toată regula, iar acest nor a blocat parțial apariția stelei. Acesta este chiar motivul pentru care dă un efect de întunecare de la distanță. Oamenii de știință spun că acest nor a fost format din plasmă fierbinte care a fost eliberată în atmosferă, unde s-a răcit și s-a transformat în particule de praf. Inițial, acest nor de praf a acoperit un sfert din suprafața stelei, deși lucrurile au revenit curând la normal. Cercetătorii au descoperit că acest material eliberat în spațiu de către stea a fost de 4 ori mai strălucitor decât steaua însăși și că a fost produs în nucleu și a călătorit prin toate staturile pentru a ajunge la suprafață și apoi a ajuns în atmosferă. Betelgeuse a început să pară mai slabă pe măsură ce norii de praf au început să se miște și să se extindă. Chiar dacă mai există și alte teorii privind atenuarea aparentă a acestei stele supergigante, cea mai legitimă explicație este cea a norilor de praf și are în spate o mulțime de dovezi. Această explozie a stelei Betelgeuse este un fenomen foarte important și dă naștere la o mulțime de stele noi, deoarece aceste stele gigantice eliberează lucruri precum carbonul în spațiu, iar aceste materiale formează în cele din urmă stele noi. Dar cercetătorii nu erau încă complet mulțumiți de descoperirea lor, așa că au lucrat la descoperirile Hubble încă din anul trecut și au observat constant steaua gigantică. Ei au descoperit de fapt că steaua se extinde în dimensiuni și apoi se contractă.
În plus, devine mai strălucitoare în unele zile și se întunecă în altele. Hubble a încercat să capteze o imagine corectă a stelei, dar suprafața de 11.600 de grade Celsius a fost foarte greu de captat, iar lungimea de undă din nucleu a fost de asemenea foarte greu de detectat. De asemenea, astronomia a continuat să analizeze materialul noros pe măsură ce acesta se îndepărta de stea. Acesta s-a îndepărtat la milioane de kilometri și când s-a rătăcit în cele din urmă, s-a transformat de fapt în praf. De asemenea, atmosfera din jurul stelei a revenit în cele din urmă la normal, ceea ce înseamnă că lucrurile au revenit pe drumul cel bun. Nici până în ziua de astăzi, oamenii de știință nu știu cu adevărat de ce această stea a eliberat acest nor plasmatic super fierbinte, deși unii astronomi cred că a fost cauzat de sistemul de pulsare a stelei care a ajutat plasma să iasă din atmosferă. Știm cu toții că stele își pierd masa tot timpul în explozii de acest fel, dar de această dată, masa a fost de 30 de milioane ori mai mare decât o comparăm cu soarele nostru. Oamenii de știință sunt puțin îngrijorați de starea instabilă a stelei Betelgeuse, deoarece acesta se află foarte aproape de Pământ. De fapt, este singura stea după Soare care se află atât de aproape de Pământ și care îi putem vedea detaliile cu un telescop foarte bun. Unii teoreticieni spun că ar putea avea loc o explozie masivă în interiorul stelei, care ar putea afecta foarte mult împrejurimile acesteia, deoarece, deocamdată, stea se comportă destul de ciudat. Când vorbim despre o explozie, știm cu toții că această stea va sfârși în cele din urmă într-o explozie de supernovă, iar aceasta ar fi opțiune mai sigură în locul unei explozii similare cu cea a Big Bang-ului. Potrivit astronomilor, nu există prea multe cercetări cu privire la ceea ce pățesc stelele înainte de a se transforma în praf în timpul unei supernove. Astfel, ei nu pot spune dacă comportamentul lui Betelgeuse este normal sau nu. Deși oamenii de știință spun că steaua nu va exploda prea curând, tot nu putem spune prea multe având în vedere starea ei, deoarece există o mulțime de lucruri pe care oamenii de știință încă nu le înțeleg în legătură cu explozia uriașă coronală a stelei, deoarece a fost cea mai mare pe care am văzut-o vreodată și nu reușesc să înțeleg și motivele. Un astronom a spus chiar că steaua are comportamentul unui pulsar, ceea ce face și mai greu pentru ei să înțeleagă exact ce se întâmplă. De fapt, se pare că steaua le dă mari bătăi de cap oamenilor de știință. Oamenii de știință își regândesc acum viziunea asupra ejecției de masă la suprafață, deoarece nu au mai văzut niciodată stele care să aibă atât de multă masă. Se spune că aceștia ar urma să observe mai departe această masă cu ajutorul lui James Webb, pentru a înțelege mai bine compoziția ei. Odată observată compoziția acestei mase, am putea cunoaște compoziția lui Betelgeuse cu ajutorul camerei de lumină infraroșu apropiată la lui James Webb. Această erupție masivă a șocat literalmente pe toată lumea și suntem mai aproape ca niciodată să rezolvăm misterul cu ajutorul lui James Webb. Credeți că am putea descoperi ceva revoluționar sau va fi o erupție plasmatică de modă veche? Spuneți-ne jos în comentarii! Acesta a fost videoclipul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci un ochi și pe videoclipul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.